Salutare tuturor, sunt DJ Green Sound și bun venit la tutorialul Behringer X32 Producer. Așa, o să începem cu canalele. Avem canalul de la 1 la 8, 9, 16, 17, 24, 25, 32. În cazul de față, adică pe acest mixer, folosim canalul 1, 8, 9, 16. Atâtea canale avem fizice, 16 canale. Mai putem folosi auxiliar input de la 1 la 6 și, bineînțeles, partea de USB record sau putem să și dăm muzică de pe stick. Efect return, busurile de la 1 la 8 pe master, busurile de la 9 la 16 pe master. În cazul de față, noi folosim canalul 1. Ceea ce vă exemplific acum, o să vedeți și este valabil pentru toate celelalte canale, adică de la canalul 1 până la 16 inclusiv. Pentru a intra în funcțiile canalului pe care vrem să lucrăm, trebuie să apăsăm neapărat butonul de select. Când suntem cu butonul verde aprins, adică am selectat canalul la care vrem să facem modificări, trebuie să fie neapărat selectat. În cazul de față putem să reglăm partea de gate. Dacă apăsăm view, tot ceea ce înseamnă view pe acest mixer se poate vizualiza pe ecranul mixerului, da? Partea de gate, unde putem să reglăm gate-ul așa cum vrem. Nu o să intru în amănunte cum putem folosi gate-ul, compresia și așa mai departe, pentru că depinde foarte mult ceea ce folosiți pe canalul respectiv. Dacă folosiți, să zic, topă mare, premier, atunci aveți nevoie de gate și de o anumită compresie. Adică trebuie să faceți reglajele conform cu ceea ce folosiți pe canalul respectiv. Așa, deci am spus partea de gate. View am spus că este valabil pentru afișaj. Adică atunci când apăsăm afișaj, view pe gate, este valabil pe ecran. Apăsăm acum view la partea de compresie, avem partea de compresie pe ecran. Apăsăm view la partea de egalizator. Acesta este egalizatorul, deci aceasta este partea de EQ. Apăsăm view, putem să vedem EQ-ul aici pe monitorul mixerului. Așa, mai sus avem partea de gain. Acest gain, cum spuneam, este valabil pentru toate canalele. Avem select și în cazul acesta putem să reglăm gate-ul pe canalul acesta, da? Putem să dăm mai sus și așa mai departe. Gain-ul, de fapt. Gain-ul. Avem funcția de 48 V în condiția în care folosiți un microfon condenser sau phase reverse. Avem partea de low-cut, low-cut view, putem să vedem pe ecran, iar low-cut-ul putem să-l tăiem. Să tăiem, practic, frecvențele joase, da? Frecvențele care nu ne sunt de folos, adică microfonie pe partea de bas. În partea de sus avem talk A, talk B și volumul pentru talk. Acesta se folosește în studio pentru monitorizarea în căști. Volumul de monitor, phones level, adică volumul pentru căști, view. Aici putem să facem rutarea, ce să se ducă către ieșirea de căști. Partea de USB. Foarte important, la stick-ul pe care îl folosiți, eu am încercat și nu merge, nu merg decât formaturile WAV. Deci nu puteți să folosiți MP3. Adică el va înregistra doar format WAV și veți putea da play doar în format WAV. Deci nu puteți folosi MP3. Apăsăm butonul view și ne arată partea de play sau record. În cazul acesta putem să-i dăm play. Am aici un mix făcut de mine și avem pe auxiliar de la 1 la 6 sau USB rec. Avem semnal deja. Aceste două canale sunt date pe link. O să vă arăt cum să dați link la două canale, adică atunci când aveți stereo. Și putem să luăm mut. Și auzim înregistrarea pe care am eu pusă pe stick. Da? Și de aici dăm stop.
cum să faceți link. Este foarte simplu, avem aici partea de main bus, aici se poate face link, main LR bus sau monobus, și panoramarea și monolevel. În partea aceasta avem canale pe care le putem programa. Ele vin programate din fabrică cu anumite funcții, adică putem să avem shortcut. De exemplu, în caz, pe butonul numărul 3 puteți vedea că clipocește. Acesta este tapul pentru partea de delay. Da? Dacă îi dăm mai repede, face la un BPM mai rapid. De exemplu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sau vrem mai lent. 1, 2, 1, 2. Da? O să vă arăt imediat cum funcționează și acesta pe partea de efect, mai exact pe delay. Cum trimitem efecte către canalele selectate? În condiția de față, eu am aici pe partea de bus 9 și 16 trei efecte pe care le folosesc. În cazul acesta, pe poziția numărul 5, avem hall. 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 Da? Ok. I-am dat mute. Pe poziția numărul 7 avem delay. 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 Da? Da. Și putem folosi tap delay. 1, 2, 2. Acum va face delay-ul pe acest tempo. 1, 2, 3, 4. Sau mai lent. Mai lent. Mai lent. 1, 2. 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eu mi-am mai selectat un efect care îmi place foarte mult. Se numește sub-octaver, care și acesta poate fi presetat. Se aude ce face acest efect. Partea de afișaj. Afișajul nu este cu touch, dar are butoanele acestea și îl puteți folosi cu ușurință. Adică, pe partea de sus avem butonul de home, unde putem vizualiza configurările, gate-urile, bine, în cazul acesta, pentru FX4, pentru că mi-a rămas pe FX4. În momentul de față va trebui să selectez canalul 1. Canalul 1 și avem aici partea de home. Putem să vedem gate-ul, EQ-ul, compresia, volumul de ieșire și așa mai departe. Meters. Pe meters, bineînțeles că avem V-metrele, unde ne arată input-urile și volumul de pe output. Routing. Rutarea aceasta o puteți face atât pentru live, cât și pentru studio. Partea de librărie. Deci aici este foarte interesant pentru că are câteva preseturi oferite de producător, de Behringer. De exemplu, există preset pentru bass, există preset pentru chitări, clean chitar, pentru percuții, adică tobe, drum room, female vox preset pentru voce feminină, pentru tomuri, pentru cinele, fusuri și așa mai departe. Avem destul de multe preseturi pe care le putem utiliza, dar din punctul meu de vedere ele sunt un reper și vor trebui ajustate în funcție de cum vă place vouă sau, bineînțeles, în funcție de ceea ce utilizați pe canalul respectiv. De exemplu, sunt preseturi și pentru saxofon, pentru trombon, adică pentru instrumente de suflat. Ce mai avem? Avem inclusiv pentru cealaltă parte de percuție, pentru bongo, pentru congas și așa mai departe. Deci sunt în total, câte sunt? 76 de preseturi. După 76 putem să facem niște preseturi și să le salvăm. Să scriem voce 1, Loredana, voce 2, Loredan, voce 3, Aurel. Dau un exemplu. Așa, partea de efecte. Pe partea de efecte, deci putem include până la 8 FX-uri.
FX1, în cazul de față, este reverb-ul care v-am arătat. Da? Putem să-i modificăm parametrii. No, v-am spus, nu o să intru în detalii, pentru că aceste lucruri poate o să le fac în diferite tutoriale sau puteți să-mi lăsați comentarii, să vă dau sugestii cum să folosiți anumite efecte, anumiți parametri pentru diferite microfoane vocale sau, de ce nu, pentru instrumente. Acesta este FX1, FX2. FX2 este tot un reverb, un hall reverb. FX3 este stereo delay, ce l-ați auzit un pic mai devreme. FX4 este suboctavorul, care mie nu-mi place. Acum depinde foarte mult pe ceea ce vreți să-l folosiți. FX5, în cazul de față, este un general EQ. Și așa mai departe. Deci putem folosi până la 8 efecte. În partea dreaptă a ecranului avem setup-ul, adică cel general, unde vedem informațiile și cum putem. Avem în partea stângă și firmware-ul. Eu l-am updatat. Ultima versiune a lor este de 3.08. Un lucru foarte important, avem aici la System Control, Shutdown, Reboot sau Update. Update-ul se poate face de pe stick, iar aici putem să-i dăm restart în cazul în care avem probleme. Eu până acum n-am avut probleme și sper să nu am. Și Shutdown. Shutdown, dacă apăsăm, acum o să-mi arate că putem să oprim în siguranță dispozitivul nostru. Dacă nu, putem să apăsăm butonul de Home și am revenit la setările pe care le-am utilizat. Ați văzut că avem faderele motorizate, da? Cum îi spun lui Sasha, magie, se mișcă singure. Ah, Sasha, trebuia să-mi dai tableta. Funcționează wireless foarte bine, adică pe aplicație, nu venea în cap aplicația. Deci funcționează extraordinar de bine. Deci butoanele pe aplicație se mișcă în timp real. Deci nu avem latență aproape deloc, foarte, foarte puțină. De aceea eu am legat un router vechi. A fost primul meu router, dar este bun pentru Behringer-ul X32. Și bineînțeles, în sălile în care mă duc cu el, nu o să am 70 de pereți prin care pot avea interferențe. Ați văzut faderele motorizate, ce bine merg. Butoanele magice ale lui Sasha. Așa. Un lucru foarte important e că putem să salvăm. Adică, de exemplu, dacă vine Sasha și îmi face mie așa la ele, și am salvat, da? Nu mai avem probleme. Un lucru foarte important pe partea de EQ. Avem canalul de față, canalul 1, unde avem acest microfon. De exemplu, eu am aici frecvența de 3 kHz. Pe frecvența de 3 kHz, dacă eu o amplific pe aceasta, o să vedeți că deja am intrat în reacție. Și acest lucru este foarte important, că putem să tăiem exact această frecvență care ne deranjează, care intră în microfonie, da? Sau putem să ajustăm alte frecvențe. Da? De exemplu, am tăiat aici la un kilo. Da? Sau putem să amplificăm. Și vocea mea se aude nazalizată în momentul de față, chiar dacă eu vorbesc normal. Da? Partea de EQ este foarte importantă și lucrează foarte, foarte bine. Foarte, foarte bine. Cuvântul care îi place foarte mult lui Chucky. Da, așa. Deci vedeți cu câtă ușurință putem să umblăm pe frecvență. Și acest lucru chiar este foarte important. Un lucru la fel de important e că, cu toate că acum ne spune că putem folosi doar pe partea de MIDI, acesta este nelimitat, după cum puteți observa. Eu mă plimb prin frecvență acum, da? Ok. Da? Și avem posibilitatea să tăiem sau să adăugăm. De ce nu? Și putem să facem și clopot.
clopot, adică pe o anumită frecvență să tăiem sau să ridicăm. Depinde ce folosim. Sper că v-a fost de folos acest tutorial general. Eu unul sunt foarte mulțumit de Behringer X32, varianta producer. Mai sunt și celelalte două variante, adică varianta compact sau varianta X32. Celelalte au mici diferențe, dar diferențe nu de sunet, diferențe doar de canale, de exemplu în cazul X32, pentru că la acela avem 32 de canale fizice și bineînțeles avem afișaje pe fiecare canal în parte, unde putem să notăm, cum spuneam mai devreme, numele Loredan, Loredana, vocal 1, vocal 2, tobă mare, premier și așa mai departe. Diferențe, am spus că sunt doar pe partea de vizual și că avem un pic mai multe butoane fizice. Dar acestea pot fi folosite în cazul mixerului X32 Producer pe tabletă. Adică aceste funcții le am pe aplicație. Nu le am fizic, dar le pot vedea pe aplicație. Și sper ca cei de la Behringer să actualizeze versiunea aplicației pentru telefon. Pentru telefon sau pentru Android. Chiar am văzut că sunt foarte multe comentarii. Cei care folosesc Behringer X32 și varianta producer și compact și 32 celor mare nu au posibilitatea de a folosi aplicația pentru că nu este actualizat. Da? Așa că sper să-l actualizeze. Ne revedem în curând. Până atunci, suport Green Sound Music, like și share. Green Sound. Green Sound.